prins drum mai departe, dorule. Doru aleargă și se zbate, dorule. De la Nistru mai departe, dorule. Doru aleargă și se zbate, dorule. Iar încotru cucu cântă în aceeași limbă sfântă, în aceeași limbă sfântă. Din lumea mare și multă toți românii îl ascultă, toți românii îl ascultă. Curge prutul printre noi, dorule, cu valuri mai vechi și noi, dorule. Curge prutul printre noi, dorule, cu valuri mai vechi și noi, dorule. Cele vechi și azi ne arată Basarabia furată, Basarabia furată. Cele noi poduri stricate, flori și vise înecate, flori și vise înecate. Desparte prutul ce curge, dorule, frați de grai și frați de sânge, dorule. Desparte prutul ce curge, dorule, frați de grai și frați de sânge, dorule. Frați suntem și niciodată nimeni n-o să ne despartă, nimeni n-o să ne despartă. Nici prutul cu vălurele, nici dușmani cu vorbe grele, nici dușmani cu vorbe grele. Ia-mă-n brațe, dorule, dorule, și mă treci malurile, dorule. Ia-mă-n brațe, dorule, dorule, și mă treci malurile, dorule. Îl aștept la cetate să-mi văd neamurile toate, să-mi văd neamurile toate. Să urc arpații pe culme ca să-mi strig frații pe nume, ca să-mi strig frații pe nume. Să le spun cântând în coară, Basarabia visoră, Basarabia visoră. N-o lăsați prade la unii, că plâng în pământ străbunii, că plâng în pământ străbunii. Bine ne-am reîntâlnit, stimați telespectatori ai postului Cromtel, la o nouă emisiune Dor de folclor bucovinean. O emisiune care ați văzut, v-ați convins de-a lungul celor peste 20 de emisiuni, că promovăm tinere talente ale folclorului din Bucovina, promovăm artiști consacrați ce au făcut fală și fac cinste Bucovinei și nu numai, și țări întregi, iar soliști instrumentiști, oameni deosebiți de valoroși și nu în ultimul rând copii care pășesc de-abia acum pe treptele afirmării artistice. Astăzi avem o emisiune specială, o emisiune document, aș putea să-i spun, pentru că este un moment deosebit să poți avea alături niște oameni care au făcut și fac enorm de multe lucruri pentru folclor. Ați văzut în deschidere minunatul videoclip Doru Basarabiei, în interpretarea lui Ion Palade, o melodie care a ridicat zeci de mii, poate sute de mii de spectatori în picioare. A făcut vâlvă în întreaga țară. A fost o melodie apreciată și adusă la un nivel de interpretare, dacă vreți, și vizionare cum rar s-au întâlnit în folclorul românesc. Meritul este, bineînțeles, al lui Ion Palade, dar nu numai a dumnealui, ci și a celor care au contribuit la realizarea acestui superb videoclip. Este vorba despre cel care a făcut melodia, Răzvan Mitoceanu, și nu în ultimul rând textierul acestei melodii, cea care ea, din penința aurită a dumneei, a făcut să vibreze inima
și inimile tuturor românilor de o parte și de alta a Prutului. Astăzi avem bucuria, avem cinstea și onoare să-i spunem Hristos a înviat. Bună ziua și bine ați venit, doamnă Mariana Honceru, cea care este autoarea textului videoclipului pe care tocmai l-am urmărit. Adevărat a înviat, bună ziua și bine v-am găsit. Mă bucur tare mult că sunt astăzi aici, pentru că îmi doream să vin. Noi avem colaborări frumoase aici. Trebuie să știți, doamna Mariana, că în emisiunile pe care le-am avut până acum, toți artiștii de rap, absolut toți artiștii cu care am stat de vorbă, fiecare în felul lui a amintit și a vrut să mulțumească în mod deosebit doamnei Mariana Honceru. Iată că astăzi, stimați colaboratori, stimați artiști, stimați tineri, stimați copii, stimați telespectatori, avem ocazia să o avem pe doamna Mariana Honceru, cea care a creat aceste minunate texte alături. Dar văd că dumneavoastră n-ați venit singură aici. Nu, n-am venit singură. Am venit cu un solist pe care eu îl știu de foarte mulți ani, de când era un tânăr la începutul carierei. Și ce fac pentru copiii dumneavoastră de la Rădăuț, asta am făcut pentru Dan Doboș la Botoșani. Hristos a înviat, bine ați venit, domnule Dan Doboș. Adevărat a înviat. Mă bucur să fiu alături de doamna Mariana, să fiu invitatul dumneavoastră prin doamna Mariana Honceru. Și să știți că ceea ce a spus dumneai acum câteva clipe este totul adevărat. Deci am început pe drumul cântecului popular alături de doamna Mariana Honceru. Dar asta o să vă spun așa parcurs emisiunii. Sigur că da, o să ne vă auzim și o să vă și vedem cântând, dar până atunci începem discuția cu doamna Mariana Honceru. Doamna Mariana, ați fost, sunteți și veți fi încă mulți ani, sunt convins, un nume în ceea ce înseamnă autorii de texte pentru cântecele folclorice. Chiar dacă poate unii nu sunt de acord cu aceste lucruri, textul unei melodii, textul unui cântec își are rolul lui și trebuie șlefuit, pentru că în forma primară în care este cules de la omul simplu, nu are sens de multe ori. Este un text sec, fără valoare literară și artistică. Dumneavoastră sunteți cea care cu talentul și printr-o muncă asiduă îl aduceți la forma de interpretare artistică. V-a fost greu la început să compuneți texte? Da. Avem o discuție sinceră, da? Sigur că da, absolut. Păi atunci să vorbim cu sinceritate. Da, mi-a fost greu pentru că eu m-am ocupat la Casa de Cultura Sindicatelor. Am fost instructor artistic, m-am ocupat de șlefuirea, pregătirea, îndrumarea tinerilor artiști amatori. Texte de cules nu mai aveam de unde să culeg. Clar. Cine mă contrazice înseamnă că are dreptul la opinie. Fiecare crede ceea ce vrea. Eu vă spun, text, ca să mai culegi astăzi un text, de la cine să culegi un text? De oameni care sunt de vârsta mea? De oameni care sunt un pic mai bătrâni decât mine? Care ascultă melodiile la televizor? Care ascultă melodiile la radio? Care ascultă melodiile la telefon? Și sunt melodii care le rămân și te duci la el și zici că e bătrân și vreau o melodie de mult tare și îți cântă Irina Login sau Dan Doboș mai curând. Da. Și atunci nu, ăsta nu mai este cules. Dar problema, eu zic că este altfel, trebuie pusă. Sunt culegerile de folclor, foarte mulți tineri, foarte mulți, da, textieri, ei scriu, semnează și au și regăsești texte din culegere. Eu zic că nu e bine să luăm numai din culegere textele, pentru că noi trebuie să venim cu ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră astăzi. Pentru că textele alea le cântă și în Ardeal, și în Moldova, și în Dobrogea, și în Muntenia. Și atunci vă întreb eu, solistul care, datoria și pornind de la ideea că textul este un izvor istoric, da? Nescris. Sigur că da. Și atunci noi nu trebuie să cântăm și să prezentăm ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră, în țara noastră, în vatra noastră acolo. Și în viața de zi cu zi. Și în viața de zi cu zi. Și atunci e altceva când se duce Dan Doboș la o nuntă și cântă despre părinți care rămân singuri și cu dorul de copii, de nepoți. E altceva când se duce Sorin Filip
un alt copil de-a meu cu care eu am lucrat foarte mult și cântă despre copiii părăsiți care sunt astăzi, care stau și plâng și dorm pe sub poduri și în cutii și în, e altceva, se regăsesc, este realitatea pe care noi o trăim astăzi și pe care până ce nu ne-o acceptăm, nu-i bine. Eu sunt de acord, faceți din culegeri, facem din culegeri. Și eu, dacă găsesc, de exemplu, o bijuterie, un vers, două versuri, extraordinar de frumoasă, iau alea două versuri, dar mă duc mai departe cu ele în același stil. Deci, cum, dar astea sunt bijuterii, domnul Pomohaci. Sunt bijuterii folclorice care sunt la fel de rare ca oricare bijuterii pe care eu o port, dar nu o port tot timpul. Eu bijuteria nu o port și când mă duc să fac mâncare și să tai ceapa, nu port bijuteria valoroasă și când mă duc la piață. Bijuteria valoroasă o port în anumite ocazii speciale și o port cu mândrie. Așa și textele și melodiile folclorice vechi trebuie scoasă din așa zisa ladă, cum toți o obișnuiți să spună, le cântăm, dar sunt bijuterii, ele nu trebuie să ne atingem de ele. Că zici că, păi, mai vin și eu cu ceva la asta, mai vin și eu cu altceva la cel... Și le-am stricat, nu mai sunt nici cum ni le-au lăsat strămoșii și bătrânii noștri și nu mai sunt, nici nu se regăsește nimeni astăzi în ele. Da, aveți perfectă dreptate. Într-adevăr, discuția cu doamna Mariana Honcero cred că s-ar putea întinde pe parcursul mai multor emisiuni, pentru că timpul ne este limitat. Aș vrea să ne spuneți, doamna Mariana Honcero, înainte de a trece la un videoclip superb cu invitatul dumneavoastră de astăzi, domnul Dan Dobăș, aș vrea să ne spuneți care este istoria acestui videoclip sau acestui text pe care l-am dat în deschiderea emisiunii noastre, Dorul Basarabiei. Dorul Basarabiei, da. Dorul Basarabiei, istoria este foarte simplă. Eu colaborez cu Ion Palade la începuturile lui, când a trecut la folclor sub bagheta maestrului Nicolae Botgros. Și într-o zi, împreună cu Vlad Constandoi, care este impresarul lui, îmi spun că vor să cânte un cântec așa mai patriotic, mai patriotic un pic. Ieșise până atunci Măicuța-i cântec și iubire, tot împreună lucrat Tata-i stâlpul și puterea, mai multe melodii pe care le-am lucrat împreună, dar ei vroiau altceva. Și atunci, într-o noapte, am scris Dorul Basarabiei. Dacă mă credeți, domnul Pomohaci, l-am scris foarte repede. Deci n-am stat să mă gândesc. Așa mi-a mers. Eu trebuie să vă spun că iubesc Moldova extraordinar de mult. Și de dincolo de Prut, și aici. Și trebuie să mergi și să te uiți în jurul tău și să vezi că este foarte frumoasă. Și mi-a venit... știind, având rude pe malul Prutului, știind ce s-a întâmplat acolo, mi-a venit, practic am rescris parcă așa ceva care știam de mult și numai l-am pus într-o anume formă. Dar temă, când este foarte frumoasă, într-adevăr, este dragoste plecat din copilărie până la adâncii bătrâneții, regăsirea în final. Textul l-am scris repede, cu muzica a fost mai greu. Pentru că muzica trebuia să o scrie cineva de la Chișinău, nu o scris-o și atunci eu l-am sunat pe Palade și i-am zis eu o dau lui Răzvan Mitoceanu să o scrie. Răzvan Mitoceanu de la orchestră, de la ansamblu Ciprian Porumbescu și Răzvan imediat l-a scris și o ieșit cunoaște toată lumea. Este pe buzile tuturor românilor. Da. A spus atât de frumos că Moldova este atât de frumoasă. Da. Haideți să vedem cât de frumoasă este Moldova prin cântecele invitatului dumneavoastră. Vă invităm, domnule Dan Dobăș, să ne prezentați prima melodie pe care o așteptăm cu drag în interpretarea dumneavoastră. Deci, videoclipul, vă rog, cu Dan Dobăș. Din ghire la drăgușăni, din coțușca la știubeni, al flăcău ca mininui, către valea Prutului. L-a cântat-s bun de gură, ram til li 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 li. L-a jucat-s prin măsură, ram til li 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 la. De mândruță-s căutat, de neveste mângâiat și de babi lăudat. Primul ăsta la toate-n sat, așa ni sămânța bună. O amintă-ți cu voie bună. Moldovean de omenii, unde joc și veselii, vin și eu ca și ni drag, voie bună ca să fac. Unde aud flăcăi strigând, ram til li 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 li. Vin și eu să joc, să cânt, ram til li 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 la. Din ghirem până la mitoc, am luat fetele la
joc. Și nevestii cu drăguți din ghirin la rătăuți. Când auzi pip cât de brav, parcă talpele în iarbă. Moldoveană-s și-mi stă ghinii cu straile de pe mine. Bondițanii din iori, că mi-eși albă cu flori. Suma nu-i de și ia, că rampirilililililililiri. Pat la mândri ca să facă rampirilililililila. Cășul aibii cap din miel, ița de bombășel. Cum și tata o purtat când era flăcă usat brâu. Cu trandașiri țăsut, de când mă știu am avut. Un mal pe celălalt, cât-i tutul lung și lat. Am adunat chetrișele, noaptea printre vălurele. Am făcut pat de răchetă, ram-til-li-li-li-li-li-li. Să culc mândra despletită, ram-til-li-li-li-li-li-la. Ascultat putul curgând și cocoșând zori cântând. Tot așa, Doamne, aș trăi și n-aș mai îmbătrâni. Cât-i tutul sus și jos, pestit, dă-te-i loc frumos. Dacă la noi, la ghire, nu-s mai mândri moldovei. Într-adevăr, Moldova e frumoasă, dar și moldovenii deopotrivă și cântecele noastre superbe. Domnul Dan Dobăș, pentru că ați cântat atât de frumos, ne-ați și încântat deopotrivă, haideți să începem discuția și cu dumneavoastră. De unde dragoste, de unde pasiune pentru muzică? Să începem cu începutul. Cu începutul. De unde veniți? Din ghirinul meu drag, comuna Coțușca. Coțușca, să știți că o știu toată țara, pentru că știi verzi, s-au vorbit, au trecut prin Coțușca și au văzut ezecul nostru pe acolo și au vorbit la posturile naționale, așa, trecând spre Dorohoi sau spre Darabani. Așa, dragostea de cântec, cum să vă spun, când eram mititel, așa, o piticani de om, ne-a dus mama acasă prin 86, era, știu că era campionatul de fotbal, prin 86 ne-a dus un pick-up cu placă. Și pe placa respectivă era duetul, celebru duet între Ion Dolonescu și Tiberiu Ceia. Și acolo am îndrăgit eu o melodie, Măicuță nu mă certa. Și știți, noi fiind, că acum nu este un secret, se știe că eu vin dintr-o familie de oameni, cum să vă spun, oameni de la țară, gospodari, dar nu o familie de asta să fie de intelectuali. Nu, am. În familie sunt intelectuali. Nașul meu este fostul primar al Iașului Simirad, deci suntem. Numai că mama, neavând posibilități, fiind crescută, ea a fost ca un fel de copil orfan. Pentru că a fost făcută de, cum spun la țară, de fată mare. Așa. Și nu am mai dat-o la școală. Este, ești el așa frumos. Da. Așa, da, dar să știți că de asta mi-o știu așa frumos. Așa. Și s-a căsătorit cu tatăl meu, care acum trăiește, mama, Dumnezeu să o ierte, plecat. Așa, deși o iubesc foarte mult. Și după moarte eu o iubesc pe mama. Și o să o iubesc cât trăiesc. Așa. Deci a adus, să revenim, a adus acel disc. Am îndrăgit melodia. Am plecat la școală, încă n-am eu ceva. Știați să vă spun, când mama mă bătea, eu plecam după acasă și începeam să cânt. Și îmi trecea. Deci nu, plângeam, începeam să cânt și îmi trecea. Și am ajuns, am cântat la serbările școlare, am fost deliciu băbuțelor din sat, am venit la Botoșani, a fost o mare neînțelegere între părinți și mine, pentru că eu am vrut să fac muzică, ei n-au vrut să fac muzică. Mi-au spus să merg spre, să mă îndrept spre o meserie. Eu ce mi-am pus în cap, ce am vrut să fac. Și am plecat la liceu de artă. Am făcut liceu de artă, m-am reîntors în Coțușca, fiind profesor suplinitor de muzică, după care în 97 am plecat în armată. Ei, de aici începe să vină toată povestea frumoasă. Da, într-adevăr, începutul a fost frumos, a fost așa ca în poveștile alea nemuritoare. Da, eu l-am spus așa, pisărite. Exact, sigur că da. Și de aici începe povestea frumoasă. Colaborând cu maestru Ion Cobâlă, venind la Coțușca, în concerte cu doamna Sofia Vicoveanca, cu rapsozii Botoșanilor, dumneavoastră fiind și manager, și director, și dirijor. Dirijor, da, toate alea. Am plecat la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie la Cluj. Ajungând la Cluj, îi cer ajutorul maestrului Cobol. Maestre, vă rog să-mi dați o melodie, două melodii, pentru repertoriu, pentru cântecul popular de Cătănie. Aici, dumneavoastră îmi spune, eu îți dau, uite, ai două melodii, dar te îndrept spre altcineva, spre doamna Honceru. Și atunci am văzut eu prima dată pe doamna Mariana Honceru,
care era referent la Casa de Cultură a Sindicatelor Botoșani. Și acum am imaginea dumneiei când am deschis ușa la biblioteca de la Casa de Cultură a Sindicatelor. Doamna Mariana Honcelu, cea care v-a ajutat în șlefuirea textelor. Enorm, enorm. Și probabil că o parte din succesul dumneavoastră, sunt convins că îi se datorează și dumneavoastră, cum și copiii mei, recunosc toți absolut. Melodia și succesul melodiei se datorează în egală măsură atât celui textierului, cât și celui care e aranjorul, dacă vreți, sau orchestratorului. Sunt niște compartimente foarte bine legate între dirijor, orchestrator, textier și interpret. Sigur că da. Și ca să ne demonstrați cât de frumos sună aceasta, ce a spus dumneavoastră acum, această legătură dintre cei trei, haideți să propunem telespectatorilor noștri să mai audiem o melodie de-a dumneavoastră, o melodie superbă, probabil un cântec de petrecere. Păhăruțul e cât un cui cu Dan Doboș. Când îl pui la gură, nu-i. Când îl pui la gură, nu-i. Dar imediat o să urmeze și un moment de publicitate, stimați telespectatori. Și-n butoi, dar nu și-n pahar la noi. Găl, 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 șălicalic, păhăruț cu fundul mic, de-ai și totdeauna plin, când în mână eu ti țin. Găl, 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 și iar un chic, încă pot să mai ridic. Păhăruțu-i cât un pui, ia ca este, ia ca nu-i. Artă făcut băutură, tata le-a spus că nu-i bună. Da, eu spun că nu-i așa, când o duc la gura mea. Țuică sau vinacrișor, se duc și pigât ușor. Găl, 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 șălicalic, păhăruț cu fundunic, de-ai și totdeauna plin, când în mână eu ti țin. Găl, 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 șetișor, cu parfum din prunișor, păhăruțu-i cât un pui, ia ca este, ia ca nu-i. Cât paharul drept îl țin, pot să beau rachiu și vin. Eu nu beau câți băutori și la nimeni nu-l dator. Din plășerii câteodată stau cu prietenii la sfat. Găl, 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 șălicalic, păhăruț cu fundunic, de-ai și totdeauna plin, când în mână eu ti țin. Găl, 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 și numalin, cu aromă de pelin, păhăruțu-i cât un pui, ia ca este, ia ca nu-i. Cu pretenșul lăuta, bun-i vinul din pahar. Cât-i omul de voinic, îl dă jos paharul mic, îi ca hoțul de șărăt, dar eu încă nu m-am băt. Găl, 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 șălicalic, păhăruț cu fundunic, de-ai și totdeauna plin, când în mână eu ti țin. Găl, 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 și în curând s-aud din cană curgând, păhăruțu-i cât un pui, ia ca este, ia ca nu-i. Băutura nu-i soi ră, dacă-i în paharul meu și o beau cu cine vreau. Revenim cu plăcere în platoul de filmare, alături de invitații noștri de astăzi, doamna Mariana Honcelu și solistul iubit al Moldovei noastre dragi. Este vorba despre domnul Dan Doboș. Doamna Mariana, vom continua discuția cu dumneavoastră, pentru că sunt multe lucruri care mă leagă pe mine cel puțin de dumneavoastră. Ansamblul folcloric al copiilor de la Clubul Copiilor Rădăuți, ansamblul Ciobănașu, are foarte mulți soliști vocali. Și datorită colaborării cu domnul Trifan Leancă de la Suceava, cu domnul Viorel Leancă, George Sârbu și ceilalți aranjori, orchestratori ai noștri din Bucovina, toți mi-au indicat ca cel mai bun textier pe Mariana Honcelu de la Botoșani. Aș vrea să vă întreb, în afară de colaborarea cu copiii de la Rădăuți, ce alte colaborări ați mai făcut? Știu că sunteți foarte iubită și în Moldova de dincolo de Prut și în din partea cealaltă. Ce alte colaborări deosebite mai aveți? Am colaborări începând din București, Muntenia, Vrancea. N-aș vrea să le spun pe nume. Muntenia. Pentru că s-ar putea să uit pe cineva. Da, sigur că da. Dar, de exemplu, compozitori, orchestratori, care domnul Cristi Năstasă, am început întâi cu maestru Ioan Cobâlă, care întotdeauna trebuie să-l pun în capul locului, pentru că dacă eu scriu astăzi texte, scriu datorită lui. Pentru că el mi-a jalonat
drumul ca textier, pot să spun acum, dar după atâția ani de zile, exact. Pot să spun ca textier, că eu scriu de 30 de ani, 30 ceva de ani. Ei, el m-a învățat cum să pice silaba pe notă muzicală, să împart, mai ales că eu recunosc și am recunoscut întotdeauna, eu nu sunt specialist în muzică, eu n-am studii în domeniu, eu am o notație a mea specială. Răzvan Mitoceanu a văzut și altcineva, a zis că trebuie pus asta undeva acolo, cum notez eu și ce fac eu ca să mă ajut. Am niște instrumente ale mele rudimentare pentru ca să mă ajut și să iasă un lucru așa cum trebuie, ca cel care citește textul să deschide gura și să cânte. Numai să... deci, maestru Ioan Cobâlă, Viorel Leancă, al doilea om cu care... pe urmă, mare parte a timpului, și acum lucrez cu maestru Trifan Leancă, care mi-este un om tare drag și un prieten bun, și de la el am ajuns la Răzvan Mitoceanu, iarăși cu care lucrez. Am pe la Piatra Neamț niște sunt muzicieni, sunt profesori, sunt oameni aici la Rădăuț, prin domnul Trifan v-am cunoscut pe dumneavoastră, care acum nu că sunteți aici, dar colaborăm de câțiva ani buni și sunteți un om deosebit și mă bucur că în sfârșit ne-am cunoscut, că noi vorbeam la telefon. Da, ne știm câțiva ani buni, într-adevăr. Ani buni și nu ne-am văzut tete-a-tete, da. Pentru mine a fost o mareală plăcere atunci când v-am văzut. Da. Noi ne-am mai întâlnit acum vreo 5 ani de zile, dacă vă amintiți dumneavoastră, dar foarte puțin, doar așa pasager, la Gura Humor, la un festival, Doine Cântec Dulce. Aha, da, eram în juriu. Erați în juriu, atunci așa, am fost două fetiții. Dar atunci a fost doar așa în fugă, dar mai bine ne-am cunoscut acum. După aceea, dincolo de Prut, am început cu maestru Nicolae Bodgros, după aceea cu domnul Gheorghe Banariuc ne-am cunoscut și familiile așa și ne întrecem în povești și cu nepoții, are și el nepot, am și eu nepot și mai vine nepoțică acum. Deci relațiile între cei cu care eu colaborez acum sunt și ca... hai să spun profesionali, dar și relații de prietenie foarte, foarte bune. Într-adevăr, știu că toată lumea vă stimează, toată lumea vă respectă. De fiecare dată când am avut invitații aici în studio, fie că a fost vorba despre Adriana Bucețchi, Sorin Filip, Dana Dăncil sau din ceilalți interpreți pe care am avut, Angelica Flutur, la fel, toți au amintit de dumneavoastră, toți au vrut să vă mulțumească în mod special și chiar Andreea Chisăriț, mă amintesc în cadrul emisiunii, a spus, vă iubesc, doamna Mariana Honceru, mi-e dor de dumneavoastră. Și, într-adevăr, copiii vă iubesc. Mulțumesc, doamna Mariana Honceru. Da. Dar știu că lucrați nu numai copii, lucrați și cu adulții. Aveți în cadrul, eu... să spunem așa, colateral al activității de textier și o activitate artistică nu deosebită. Nu aș putea să o spun colaterală, că acum îmi este atât de dragă încât e principală. E prima lucru, nu? După ce am ieșit la pensie, am zis că stau acasă să mă odihnesc, nu mai fac nimic. Că eu am lucrat și eu cu câțiva copii, mi-am îndrumat așa și sunt unii soliști buni, alții mai puțin buni, cum eu și înzestra Dumnezeu și cum a fost voința lor de a munci. Că cel care muncește și dacă îți mai dă și Dumnezeu ceva, răzbați, merge înainte. Am zis că nu mai fac nimic. Ei, după vreo 2 luni de zile nu am mai putut să stau. Trebuia să fac ceva ce am făcut o viață întreagă. Și prietena mea este președinta Sindicatului Județean a Pensionarilor, doamna Mariana Paraschiu, și îmi spunea, vin într-o zi la mine la club, că avem un club acolo foarte frumos, și hai să-ți alegi tu să faci ceva. Și m-am dus, am ales și am făcut un grup folcloric, Vatra l-am numit. Și în timp ce vorbim noi, pe micul ecran o să rulez imagini dintr-un festival la care a participat. La Turcoaia. Așa, cu acest grup. La Turcoaia, la festivalul Turcia. Unde sunt. Am dat de niște oameni acolo extraordinari, domnul Petrică Paraipan, primarul. Ne-ar trebui vreo 10. Da, sunt convins. Deci continuați cu grupul Vatra. Așa, grupul Vatra. Am ales oameni, doamne, întâi. Și am făcut un grup folcloric. Am vrut să pun... domnul Pomohaci, ceea ce n-am putut eu să pun cât am lucrat în scenă. Și am pus, m-am ales cântece autentice, cântece din zona mea,
De fapt, eu de la Jijia, între Jijia și Prut, noi suntem, între Jijia și Prut sunt și eu, și Dan, și maestru Cobulă și Răzvan Mitoceanu. De aceeași zonă. Zona Ungureni, Drăgușeni, Sărbeni, Manoleasa. Mi-am ales repertoriu și de acolo, am mai ales și din, dar baza acolo a fost. Și am început cu costumele, ne le-am confecționat singuri acolo, când aveam bani să cumpărăm. Am făcut sumane, am făcut bundiți, am făcut cămăși cu flori, am făcut un alt rând de costume alb cu negru, costumul bătrânesc care se poartă în zona noastră. Și am început să apar cu ele. Au văzut băieții de la fostul ansamblu a maestrului coregraf Vasile Andreescu, ansamblu Datina, el nu mai este, Dumnezeu să-l ierte, au văzut băieții. Și au venit și ei. Și atunci am transformat din grup de femei în grup mixt și atunci mi-a dat posibilitatea să fac un spectacol, să mă duc cu el și de o oră jumate și de 20 de minute și de 10 minute și dans și soliști vocali și cântece de grup. Am cântece de cătănie foarte frumoase. O să vă așteptăm cu drag și la noi la Rădăuța aici, pentru că avem un... Eu am fost la Rădăuța anul trecut. Da, anul trecut am fost. Un festival internațional de folclor minunat. Nu, am fost la zilele orașului. Dar atunci este festival internațional de folclor, Arcanul se numește. A, da, da. În care avem invitați de marcă din toată Europa, dacă dar și din România, bineînțeles. Ne chemați cu mare drag. Vin cu drag, o să vă invităm. Dar haideți să nu confiscăm noi toată discuția, să-i oferim și colegului dumneavoastră și simpatricului nostru artist Dan Doboș. Dreptul la cuvânt. Domnule Doboș, domnule Dan, știu că sunteți la ora actuală și profesor. V-ați continuat studiile în domeniu. Da, bine, ați fost. Specialitate, sunt profesor de muzică. Știu că sunteți profesor de muzică, bineînțeles. Deci v-ați continuat studiile în domeniu, să spunem. Dar, să știți, paralel cu activitatea... Da, studiile mi le-am continuat tot cu ajutorul unor oameni. Să știți, sunt convins, da. La Rapsozii Botoșani, să-mi fi dat drumul să fac aceste studii, nu le aveam. Da, deci. Pentru că eu eram angajat la Rapsozii Botoșanilor, deci am fost angajat pe 28 aprilie 1998. Sunt 17 ani astăzi de când eu sunt solist angajat cu carte în regulă la Rapsozii Botoșanilor. Mulți înainte, să-ți dea Dumnezeu. De asta vreau să vă întreb, că sunteți în acei 18 ani, ați spus că sunt, câte albume ați lansat, câte piese ați reușit să scoateți pe piață, pentru că aveți un folclor și un repertoriu deosebit de frumos. Să știți că albume, nu știu dacă am lansat eu albume, să fac o deschidere oficială de album sau așa. Deci colectiv, melodii, da. Melodii frumoase, alături de doamna Mariana Honceru. Să știți că prima dată am apărut și dumneai m-a încurajat să merg la Tezaur Folcloric la concursul moștenitorii. Pe care l-ați și câștigat. Pe care l-am și câștigat. Dar vă spun un secret. Și acum o spun, n-am spus-o la nimeni, acum o spun pentru prima dată în fața camerelor. Deci am ajuns la București la etapa finală. Deci după ce s-a făcut etapa județeană, au ajuns din cei care au luat locul întâi, erau vreo 30. Din 30 trebuia să se aleagă 9. După care, acolo când am ajuns, era juriul specialiștilor, juriul presei, juriul publicului. Deci oamenii au trimis scrisori după acele ediții Tezaur Folcloric, concursuri, s-au trimis scrisori din toată țara, probabil și din străinătate au primit cine au avut posibilitatea să trimită la televiziunea română. Așa. Și vă spun un secret. Deci când am ajuns la București, când am intrat în concurs, s-a rupt filmul. Când am început să cânt doina. Am cântat-o, dar eu nu știu ce s-a întâmplat pe scenă. Doamna Mariana, când s-a transmis, s-a văzut. Eu am venit și am spus, doamnă, să știți ce am pățit la București, da, ce ai pățit? Când am intrat la film. Da, nu mai știu. Da, ei, și doamna a văzut emisiunea și spune, doamnă, nu, și dacă eu ceva, nu, cred că eu nimic. De-a spune, mai băieți, și acum am, parcă i-a avut cuvintele. Știi ceva? Cântat doina Dumnezeu, știi? Da. O fi pili, piluții, pilișoare, ce-o fi acolo. Cum ai cântat doina? Ultimul ești, dar intri. Și într-adevăr, am fost al nouălea, dar am fost cel de-al nouălea câștigător din concursul muștenitor. Adel, o mers așa. Și alte concursuri și premii care dacă v-au marcat am luat concursul viața? Moștenitorii, eram angajat solist profesionist, Rapsozii Botoșanilor, n-am mai participat pentru că moștenitorii au fost pentru mine
rampa de lansare. Sigur că da. Pentru că postul nostru de televiziune Cromtel este recepționat foarte bine și în județul Botoșani. Salut, botoșenii! Da, asta vreau să vă spun, să transmiteți un gând bun și conjudețenilor dumneavoastră, concitadinilor sau celor care vă iubesc atât de mult. Deci ei, dacă mă iubesc mult pe mine, eu îi iubesc de trei ori încât atâta pe dumnealor. Așa. Pentru că eu cu oamenii din Botoșani, oamenii din Moldova, mă întâlnesc pe la diferite spectacole, pe la diferite petreceri private. Lumea încă iubește folclorul și ne iubește pe noi ca artiști, dar ceea ce eu vin și completez, nu trebuie să uităm că în spatele unui artist de valoare sunt niște oameni care muncesc în spatele, indiferent, eu vă spun, indiferent cât de mare a ajuns solistul, cât de mare a ajuns artistul ca vedetă, cât de mare are numele, în spate sunt niște oameni care lucrează la marketingul solistului respectiv. Exact, așa este. Vorbe frumoase spuse din suflet de către Dan Dobăș. Nu sunt vorbe adevărate. Dar, sunt unii care nu vor să spună, dar trebuie să se afle odată că sunt oameni care într-adevăr poate își pun viața. Deci timpul dumnealor trece ca să formeze un interpret sau mai mulți interpreți. Da, și interpreții trebuie să mulțumească. Și să știți, este a doua oară când sunt în emisiune cu doamna Honceru. Odată i-am mulțumit în Republica Moldova, la Tele Moldova, da. 1, și a doua oară la dumneavoastră. De cele mai multe ori acești oameni din spate nu se văd și nu primesc poate ceea ce li se dar cuvine. Trebuie să se vadă. Pentru... Eu sunt într-o totul de acord ca în emisiuni de acest gen să invităm și aranjori și orchestratori și ar textieri. Trebuie. Pentru că merită cu prisosință acest lucru. În spatele, cum am spus, în spatele un artist adevărat este o echipă care lucrează. Echipa de multe ori este în anonimat, dar meritele sunt deopotrivă, împărțite la cei trei, cum ați spus dumneavoastră mai înainte. Ați vorbit atât de frumos, haideți să vă ascultăm și cântând acum. Estimați respectori, vă propun încă un videoclip minunat în interpretarea lui Dan Dobăș. Amărât, cum e noaptea fără stele, așa-s și eu plin vijăli, tinereța mea. Cum e noaptea întunecată, așa-s și eu câteodată, tinereța mea. Să duc anii tineri și să treci și floarea vieții. Așa rapid să duc, să mă bucur, nu apuc tinereța mea. Of, mă tem că o ajungi, moș bătrân și asta așa plângi, întrebând printr-i suschini, Doamne, și-ai avut cu mine bătrâneța mea. A cui pacatili trag, distau sângurel pe prag, bătrâneța mea. Și de asta splindijăli, ca și noaptea fără steli, că văd vremea cum îmi treci și n-am cu și m-a pitreși tinereța mea. Și mă tem că mi-a fost dat să trăiesc tot supărat tinereța mea.
Am revenit cu drag în studio, alături de cei doi minunați invitații mei de astăzi, domnul Dan Dobăș și doamna Mariana Honcero. V-am întrebat multe lucruri legate de activitatea noastră artistică, despre colaborări, despre spectacole, turnee, festivaluri, concursuri, dar nu mi-a spus nimic despre familie dumneavoastră. Doamna Mariana, tot cu dumneavoastră vreau să încep. Știu că un rol, și sunt convins că un rol deosebit în ceea ce sunteți astăzi, l-a avut și l-are și familia. Da? Ce ne puteți spune despre familia dumneavoastră, cea care v-a iubit, vă iubește? Fără sprijinul familiei, n-aș fi putut să realizez aproape nimic. Pentru că atâta timp cât familia este alături de tine, cât îți înțelege munca, cât te sprijină, tot merge foarte bine. Și atunci ai și realizări și armonie în casă și o bătrâneță liniștită și frumoasă. Eu am un soț, să dea Dumnezeu să fie sănătos, care mă ajută foarte mult. Am băiatul și Nora, care iarăși apreciază ceea ce fac eu. Am un nepoțel și mai aștept o nepoțică, să vă trăiască, în iulie. Să vă bucurați. Să dea Dumnezeu să fie sănătoasă. E cineva din familie care v-a urmat pe calea artistică, să spunem? Poate. Nepotul. Eu cred și sunt sigur. Nepotul are o voce foarte frumoasă, a câștigat Micul Prinț, un concurs greu pentru vârsta de grădiniță, avea aproape 7 ani, era în grupa mare deja, și are o voce foarte frumoasă, clară, cântă frumos. Dar nu l-atrage încă, nu știu cum să fac, să îi am scris și cântecele lui, pentru mai greu, da. Nu se știe. Sunt convins că o să-l vedem în scurt timp pe posturile noastre de televiziune. Să ne ajute. Doamne ajută. Domnule, da, poate vine nepoțica și poate cânte ea. Cine știe, mai prinde o nepoțica să o mai aud cântând. Da. Domnule Dănuț, dumneavoastră, familia ce rol a avut în devenirea dumneavoastră artistică? Da, familia a avut un rol foarte important. Știți că mama a fost cea care m-a susținut și doamna Mariana a cunoscut-o pe mama mea. Dumnezeu să o ierte că nu mai este, a plecat acolo unde merge toată lumea. Odată și odată. Așa. Ce să vă spun? Despre familie nu pot să vă spun foarte multe pentru că nu sunt căsătorit. Vedeți că noi în Bucovina avem aici niște fete grozave. Eu știu. Să știți că am avut ocazia să mă căsătoresc, dar am zis așa. Am pus, deci, venind dintr-o familie modestă, deci am fost 9 copii în familie. Eu sunt din Gemeni. Vă spun un secret, am avut 900 de grame la naștere. Să știți că, uitați ce flăcău am crescut eu. Deci nimeni nu dădea șansa, că îmi povestea mama, Dumnezeu, deci nimeni nu dădea șansa ca eu să trăiesc. Și am stat în incubator vreo 3 luni de zile. Și doctorul zice, nu trăiește. Dar Dumnezeu e așa de mare încât trăiesc și sunt poate cel mai fericit din familie, pentru că am ales și calea cântecului. Și sprijinul asta, da. Cu sprijinul știți noastră, când banii vin un pic mai ușor, mai poți să mai dai și prin alte părți. Că dacă Dumnezeu îți dă, trebuie să dai, că din pomană în pomană rai să faci. Da, sigur. Cineva spunea lucruri deosebit de frumoase la adresa dumneavoastră și ar vrea să citez aici câteva lucruri din fișa dumneavoastră biografică, în care se spune așa că munca depusă ani în șir pentru cântec, pe care îl consideră un balsam pentru sufletul omului, respectul și dragostea față de oameni, autenticitatea melodiilor și esența poeziei din cântecul moldovenesc, l-au făcut pe acest cântăreț, Dan Dobuș, invitatul nostru de astăzi, să câștige aprecierea publicului larg. Și într-adevăr, cei care v-au văzut, cei care v-au ascultat și vă admiră atât pe scenă cât și pe micul de ecran, sunt întru totul de acord că aveți o valoare, aveți un nume, aveți un loc bine marcat în ceea ce înseamnă știți rolul ce, artistului și a interpretului. Știți ce spun eu? Părerea mea. Am plecat de acasă cu cei 7 ani care m-a învățat mama și pe unde am mers și îi sfătuiesc și pe tinerii care pornesc pe drumul cântecului popular să se uite în stânga, în dreapta, să privească bine, să deschidă foarte bine urechea, să asculte și să primească în interiorul sufletului lor numai ce este bun. Ce este rău să nu intereseze. Și sunt lucruri foarte, foarte, foarte bune în lumea asta și oameni care îi întâlnești. Când viața asta, când ajungi, Dumnezeu îți dă niște conjuncturi acolo când întâlnești oameni care pot să te ajute. Dacă îți dă și o lecuță de minte,
deja începi să legi o legătură cu persoana respectivă. Cum am eu o legătură? De câți ani, doamna Mariana? De 18 ani cu dumneavoastră. De 18 ani. Și să știți, nu mai am mamă, dar am multe mame. Doamna Florentina Satmari, doamna Mariana Honceru, Dumnezeu să ierte, Mărioara Murărescu, Elize Stan, chiar să știți, și Daniela Condurachi, care, după cum știți, avem un trio. Și, deci sunt oameni de la care putem să învățăm. Dacă vrem, dacă nu mergi pe drum și nu te întreabă nimeni, dar nici tu întrebi altul. Pentru că mai avem în emisiunea noastră încă loc de o melodie interpretată dumneavoastră, să propunem telespectatorilor să vizionăm ultima melodie din repertoriul lui Dan Toboș, după care vom continua discuția cu cei doi invitați ai mei. Verdi Bob năut, cât timp mândri am iubit, nimeni nu m-a știut, că au fost mândri din cuvânt. Nici la popă nu le-am spus, le știe doar cel de sus, care după voia sa, prin inima judică. Auzit-am din bătrân, dacă nu-i bun gardul cu schimb, bă, când-i vorba de iubit și cu schimbii de sărit, mă. La mândra gură de frag, să merg sara ne-o fost drag, la alta sub foi din nuc, mă dușeam ca să mă culc. La primul cucurigat, mergeam fluier în prin sat, nevestile m-auzau, calea mie ne-o țineau. Vai, săraca nevestică, cum dă gurița cu frică, mă, bărbatul să nu o știi, dochii pașii chiar la hârtie. Nevasta fără barbat, parcă-i cald deschedicat, care-i umblă nopțele și străc grădinile. Are foc la papușei, dacă chiși în mâna ei, ești ca puiul jumulit, fără chic de piuit. Iar tot, Doamne, când la cazul, vrei o lăcrimat obrazul, mă, bă, și dacă o iubit o leacă, da, și lumea mai sărac, mă. Mulți mândri am iubit, dar cred vremea că a venit, numai una să ne aleg, la biserică să merg. Cu lună pe cap să-i pună, să-mi faci în traiul bun, tată tipopa n-a ști, la el când m-o-i spovedi. Frunze verde trist ca ieti, n-o să mai merg după feti, mă. Bă, dacă te-o nevastă-i bună, mă, dacă te-o nevastă-i bună, că la nimeni n-o să spună. Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii și am impresia că deja ne aflăm de-abia la începutul ei. Pentru că avem ce discuta atât cu Dan Toboș, cât și mai ales, aș spune, cu doamna Mariana Honceru, pe care toți artiștii din Bucovina o ridică pe un rang și pe o poziție pe care sunt convins că foarte mulți o invidiază. Nu, pe o poziție care o merită. Pe care o merită. Asta da, vreau să spun acum. Poziția mea, este... Pentru că eu am șansa lucrând cu copii și văd reacția părinților, văd reacția copiilor. Ce bucuroși și mândri sunt când primesc un text cu melodii care îi se potrivește ca o mănușă, aș putea spune. Doamna Mariana, suntem imediat după sărbătorile pascale, când ne-am liniștit. Suntem în momentele când ne facem proiecte de viitor. Ce vă gândiți pentru timpul, viitorul imediat, să spunem? Personal, vreau să ajung până în noiembrie, cred că în noiembrie, la Mormântul Sfânt. Țin neapărat, este un vis de meu și sper să mă ajute Dumnezeu să îl îndeplinesc. Îmi aștept tot personal, îmi aștept cu nerăbdare și cu mare curiozitate nepoțica. Iar pe plan artistic? Iar pe plan artistic avem spectacole, avem festivaluri la care suntem deja invitați să participăm. Avem activitate până la sfârșitul anului. Vă doresc și eu succes și să dea Dumnezeu să faceți cât mai multe texte minunate, așa cum sunt toate cele pe care le creează dumneavoastră. Să dea Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu. Și aș vrea la toți copiii și la cei din Rădăuți și la cei din, cu toți cei care lucrez eu și care pornesc acum pe drumul cântecului popular, le doresc succes să participe la festivaluri. Că festivalul nu numai câștigi un premiu, că poți să nu câștigi, dar îți arată valoarea la care ești. Pentru că acolo te întâlnești cu alți concurenți, vezi pretențiile, jurul, sunt multe. Trebuie să participe la festivaluri dacă vor să ajungă și să asculte îndrumătorii, cum ce învață. Și câștigă și experiența acolo. Da, da, da. Domnule Dan Toboș, dumneavoastră, ce proiecte aveți în viitor apropiat? Ai mulți proiecte, eu sunt tinerel. Sigur că da. Ce proiecte să am? Eu cred că voi face lucruri frumoase în continuare cu doamna Mariana.
Îi mulțumesc, Doamne, pentru că a fost alături de mine și sper să vă ține Dumnezeu sănătoasă, alături de, sănătoasă, alături de, de toți interpreții. Și eu îmi doresc să am sănătate ca să pot continui. Că știți, mea, sănătatea este cel mai de preț. Așa este. Lucru al omului. Ceea ce vă dorim și noi. Și îmi mai doresc să ajung cu rapsozii botoșanilor aici în Rădăuță. Vă așteptăm cu drag, domnule Dan Dobuș. Alături de grupul Vatra. Fără discuții, sigur că da. Stimați telespectatori, a fost o reală plăcere astăzi, o mare onoare pentru mine să pot purta un dialog cu doi oameni minunați, doi artiști ai cuvântului și al cântecului deopotrivă. Și vă spun sincer că emoțiile m-au năpădit. N-am avut emoții cu nimeni din invitații mei de până acum, cum am avut astăzi, poate. Dar cred că a fost o emisiune frumoasă, o emisiune pe care o să vă, sunt convins că o să meargă la sufletul dumneavoastră și la inima dumneavoastră și ne-ar face plăcere să avem oaspeți aici în studio, ori de câte ori vor fi în zona noastră a Bucovinei. Până la o nouă reîntâlnire cu muzica și cântecul popular bucovenean, Dumitru Pomaci vă spune la revedere și pe curând.